găsit, dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Tema acestei ediții este bucuria și alături de mine în studio se află doamna Lidia Șchiopu din Timișoara, coordonatoare a școlii de echipare pentru femei, Priscila, și coordonatoarea lucrării cu femeile din cadrul Fundației BI România. Împreună cu dânsa vom încerca să intrăm în tainele bucuriei și să sperăm că după finalul acestei ediții vom fi mai bucuroși cu toții. Bine ați venit, doamna Lidia Șchiopu! Bine v-am găsit și mulțumesc din nou de invitație și mă bucur să fiu cu voi, cu tine și cu telespectatoarele tale. Și eu mă bucur că dumneavoastră sunteți un exemplu pentru noi prin faptul că nu obosiți să faceți atâtea lucruri și aveți întotdeauna inimă pentru multe, multe femei pe care le vreți să se simtă bine, să crească spiritual și să le ucenicizați și vă mulțumim pentru această muncă neobosită. Când Domnul îți pune o povară pe inimă, El îți dă și resurse ca să împlinești chemarea și viziunea, deci până la urmă despre El este vorba. Eu cred că pentru tema bucuria sunteți o persoană foarte potrivită, deoarece eu vă cunosc de mulți ani și multă lume vă cunoaște și sunteți nu numai o vorbitoare bună despre bucurie și despre alte subiecte, dar sunteți o persoană care ați ajutat pe mulți să se bucure, să depășească niște examene ale vieții și ați adus bucurie în multă familie. Mă bucur dacă este așa. După dicționarele... Oricum încă lucrez la bucurie. Tot timpul cred că va fi de lucru la fiecare dintre noi. După dicționarele clasice, bucuria ar fi un sentiment de mulțumire vie, de satisfacție sufletească. Dumneavoastră, ce definiții preferați pentru bucurie? Da, dicționarele de obicei definesc bucuria ca fiind un sentiment, o emoție. Dacă ne uităm la ce spune Scriptura, aș zice că bucuria este mai mult decât un sentiment, decât o emoție. Și eu mi-am ales o definiție, tot dintr-un manual de studiu al nostru, care spune că bucuria este jubilarea sufletului meu, care rezultă din relația mea cu Dumnezeu. Îmi place definiția asta pentru că, de fapt, vrea să comunice că bucuria autentică, bucuria reală, este numai cea care curge dintr-o încredere, dintr-o relație cu Dumnezeu. În afara lui Dumnezeu nu există bucurie autentică, vorbesc. Sunt bucurii, ne bucurăm că ne-am terminat o casă, ne bucurăm că ne-am cumpărat o mașină, că am obținut o diplomă, dar astea sunt bucurii care trec, bucurii care nu rezistă. Adevărata bucurie, dacă ne referim la perspectiva Scripturii, este cea care rezultă din Dumnezeu, pentru că până la urmă Dumnezeu este sursa. Dumnezeu este, nu știu, îmi place să spun, cred că natura Lui este bucurie. Nu? Mă gândesc la creație, nu? Spune Scriptura, stelele dimineții zbucneau în cântări de veselie. Deci cred că în toată creația însă și afară a fost acolo o explozie de bucurie, o expresia bucuriei lui Dumnezeu. Așa îmi place să-mi imaginez creația ca o explozie de bucurie a ceea ce Dumnezeu este în esență. Mult se vorbește despre faptul că Dumnezeu este dragoste, dar nu mult auzim despre bucuria lui Dumnezeu. Dar sunt de acord cu ceea ce a spus și cred că avem un Dumnezeu bucuros, pentru că altfel n-ar fi în Sfânta Scriptură atâtea îndemnuri să ne bucurăm. Da, deci bucuria a fost înțeleasă și este încă înțeleasă, nu mi-aș permite să spun greșit, dar într-un fel mai degrabă auzi că Domnul Iisus n-a râs sau nu s-a bucurat, ci Domnul Iisus mai degrabă a plâns sau ți se comunică cumva latura asta. Dar mie îmi place să mă gândesc și am fost surprinsă să descoper, dacă citim și dincolo de cuvinte, în descrierea ultimei seri petrecute a Domnului Iisus cu ucenicii. Păi acolo, cum să zic, transpare bucuria la fiecare verset. Nu, când Domnul Iisus le spune că o să plec și voi
veți avea necazuri în lume, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea, vă las pacea mea, bucuria voastră să fie deplină, bucuria mea să rămână în voi. Deci este acolo bucurie, pace, nu pot să ignor lucrurile astea. Și eu mi-am pus întrebarea atunci, dar Domnul Iisus știa că era în fața Calvarului, nu? Era ultima seară petrecută cu ucenicii, uitându-se la ucenici pe rând, știa ce urma să se întâmple, știa că fiecare o să-l trădeze, o să-l nege. Urmează crucea, crucificarea, cu tot chinul ce presupunea moartea pe cruce, și totuși Domnul Iisus vorbește de pace, vorbește de bucurie, și atunci parcă îți vine să te întrebi, dar de unde bucurie într-un asemenea context? Nu? Și tot din cuvintele Domnului Iisus înțelegem, chiar pe cruce, când spune Tată, mi-am sfârșit lucrarea care o am de făcut. Și cred că bucuria Domnului Iisus venea din siguranța faptului că era în voia Tatălui, că făcea exact ce Tatăl a vrut să facă, era planul, împlinirea planului lui Dumnezeu. Și atunci sursa bucuriei, aș putea să spun, în această definiție, jubilarea sufletului din relația cu Dumnezeu, este atunci când ai siguranța că ești unde te vrea Dumnezeu să fii. Asta îți dă un sentiment de bucurie reală. Și asta cumva te și hrănește, că bucuria, dacă e și o emoție, un sentiment, umple rezervorul nostru emoțional. Domnul Iisus îi spunea samaritencei că mâncarea mea este, sau ucenicilor, de fapt, cred, da. După ce s-a întâlnit cu samariteanca, să fac voia Domnului. Acum, sigur că nu era vorba despre digestia trupească, ci era vorba de acea stare de bucurie, de împlinire, omului, că a făcut ceea ce trebuia. Și un alt pasaj din Scriptură, tot cu referire la Domnul Iisus, spune, se bucura și în fața Calvarului, pentru că el, prin credință, vedea dincolo de cruce sămânța de urmași care urma să vină. Adică el vedea că dincolo de cruce sau prin cruce, prin jertfa lui, urma să se nască biserica. Și deși urma chinul crucii, el se putea bucura a ceea ce vedea ca rezultat. Este fantastic dacă așa ne gândim la bucurie. Da, asta, cum spune și Isaia, și îmi place foarte mult că, de fapt, Domnul Iisus s-a bucurat pentru noi, că va vedea o sămânță de urmași, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va bucura. Și se va înviora. Și noi ne bucurăm când suntem în conexiune cu Dumnezeu, așa cum ați spus. Să ne întoarcem la cuvântul acesta, bucurie. Și să facem o diferență între bucuria ca și sentiment sau bucuria ca și virtute. Sunt autori biblici care vorbesc în cărțile lor despre roada Duhului Sfânt, despre calitățile omului evlavios, și am găsit acolo că unii numesc bucuria ca și virtute. Asta e ceva mai mult decât un sentiment. Sigur că bucuria este pe lista sentimentelor, nu poți să spui că nu este o emoție, dar nu este numai o emoție, pentru că ea apare pe lista roadei Duhului din Galateni 5, printre roada Duhului dimpotrivă este, și apare bucuria acolo, chiar printre primele. Cu alte cuvinte, este ceea ce Duhul Sfânt rodește în noi, și am putea să spunem, este o stare, putem spune. Pe de altă parte, Scriptura abundă în porunci. Bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Este un imperativ. Și atunci te duce cu gândul la faptul că bucuria este o alegere. Este ascultarea sau împlinirea unei porunci, pentru că porunca, dacă este poruncă, trebuie ascultată. Și iată că este mai mult decât. Este și o poruncă, este și o virtute, dacă îi zicem, ca și roada Duhului. Este o stare. Putem concluziona, zic eu, că este voia lui Dumnezeu pentru fiecare creștin, indiferent că o numim numai emoție sau... Dar trebuie să fim conștiente că aceasta este voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu ne vrea într-o stare de jubilare, de exaltare, de optimism, de bucurie. Și mă gândeam așa,
Da, cred că ți-aș spune o imagine și poate că ajută și celor care ne privesc. Mi-aduc aminte, prin anii 80, pe vremea când aveam o altă înțelegere despre bucurie, fac o mică paranteză în paranteză, când eu m-am predat Domnului la 16 ani, știi ce mi-a trecut prin minte? Deci trebuie acum să iau o figură serioasă, să nu mai râd așa mult, să nu mai vorbesc. De ce? Pentru că undeva aveam indusă imaginea aceea că Evlavia are de-a face cu sobrietate, cu sobrietate, cu tot. Da. Acum să revin la exemplul acesta care e foarte edificator pentru noi ca și popor al lui Dumnezeu. Prin anii 80 ne-a vizitat un pastor din Iordania și a ajuns la noi în Timișoara, în biserica în care eram de ziua de Rusalii. Acum, întotdeauna la Rusalii se predică din Fapte 2, nu? Pogorârea Duhului Sfânt. Ei, acest păstor și-a permis să predice despre altceva și a predicat despre bucurie. Dar a predicat despre bucurie în contextul lui Galateni 5 ca și consecință a umplerii cu Duhul Sfânt. Și a început el spunându-ne ceea ce el a trăit când a luat contact prima dată cu poporul român. Și a zis, m-am plimbat prin centrul orașului vostru și am văzut oameni triști, oameni cu capete plecate, oameni posomărâți și abia mă aștepta să ajung la biserică. Cumva ai înțeles că aștepta să vadă altceva, nu? Deci și am venit la biserică și am întâlnit aceiași oameni triști. Sau poate puțin mai sobri. Aceleași fețe plecate, aceiași umeri plecați. Și așa parcă i s-a întărătat Duhul în el și a spus, nu se poate! Noi trebuie să facem o diferență. Pentru că bucuria este roada Duhului. Voi sunteți popor penticostal care credeți în umplerea cu Duhul Sfânt. Ei, o consecință a umplerii cu Duhul Sfânt este bucuria. Unde voi este bucuria? Pentru că eu mai degrabă vă văd ca și când ați fi expresia lui că de atunci am auzit-o prima dată botezați în suc de lămâie. Am mai auzit-o de atunci încoace. Și ne-a pus pe gânduri. Pe mine m-a pus serios pe gânduri și de atunci am început să lucrez la bucurie, la mimică, la gesturi, pentru că noi prin toate astea comunicăm, de fapt, o stare a inimii, știi? Și cred că voia lui Dumnezeu este ca creștinii, urmașii lui Hristos, să fie niște oameni, aș putea să zic, că am putea să fim catalogați nebuni, nu? Într-o lume plină de nevoi, tu să fii optimist, să jubilezi. Dar asta este ceea ce care cred că este în inima lui Dumnezeu, pentru că avem motive și dacă ar fi să vorbim de motive, atunci avem motive. Deci nu numai așa să fim bucuroși, că să fim bucuroși, da. Nu este un scop în sine, ci bucuria trebuie să fie expresia unor motivații profund interioare. Un rezultat. Da. Oare care să fie explicația faptului că atât de mult apare în Sfânta Scriptură bucurați-vă, așa cum ai zis, ca o poruncă, ca un îndemn și din partea Domnului Iisus și din partea lui Pavel și o găsim și în Vechiul Testament. Ni se sugerează și alte lucruri, să ne ferim de rău, să ne iubim, dar parcă, deși n-am făcut o comparație cantitativă a versetelor de câte ori apare bucurați-vă, dar apare de foarte multe ori. Oare să fi avut Dumnezeu în vedere că omul se dezamăgește repede, că uităm să ne bucurăm, că devenim foarte ușor nemulțumiți și de asta să fi tot repetat atâta îndemnul? Sau este bucuria mai importantă decât dragostea, decât alte calități pe care ar trebui să le avem? Personal nu cred că ar fi mai importantă decât altele, dar tocmai pentru că este o lipsă și este cu adevărat mai greu de trăit sau îngrijorările, toate celelalte ne afectează și cred că a fost mai absentă din viața poporului Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu mereu, prin diferite circumstanțe ne amintește să fim bucuroși și asta sublinează odată din nou că inima lui Dumnezeu ar fi într-acolo, adică cred că el s-ar simți împlinit, satisfăcut când ar vedea copiii lui bucurându-se.
plin de bucurie, pentru că nu poți să fii nemulțumit, de exemplu, și că ai dus în discuție nemulțumirea și bucuros, nu? Da, și dacă Dumnezeu este bucuros și dacă El vrea să-L reprezentăm, atunci sunt de acord că și noi trebuie să fim bucuroși, pentru că nu poți să reprezinți pe cineva decât în stilul în care El este. Și dacă ne gândim la rolul bisericii în lumea asta, de a fi altceva, de a fi o alternativă, de a fi o lumină, de a fi un far care să dea direcție unei lumi posomorâte, îngrijorate, oare nu ar fi un semn sau nu ar produce un șoc dacă ar vedea poporul lui Dumnezeu plin de bucurie? Pentru că toată lumea ar avea nevoie de bucurie și ar spune, wow, oamenii ăștia, oare ce au ce nu am eu, că sunt așa de bucuroși? Da, poate că unii ar interpreta că ne preface. Adică, uite, ăștia și impun să se bucure și așa i-a învățat pe ei cineva. Mm-hmm. Cum putem fugi de extrema asta? Adică... De aceea mi-ar place să vorbim puțin despre motivele bucuriei. Pentru că dacă este numai o ajustare de comportament, numai o decizie a noastră să ne bucurăm pentru că așa e bine, ea nu durează și nu este autentică. Dar dacă, e fățărnicie chiar. Da, dar dacă bucuria este... izvorăște din interiorul meu. Ea va fi ca un izvor de apă rece care va duce în prospătare, pentru că are un motiv acolo care este constant. Și atunci, dacă mergem la motive, sigur ar putea să vorbim despre foarte multe motive ale bucuriei, dar haideți, motivul bucuriei mele, să zic așa, primul și cel mai important, este faptul că am descoperit din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a ales să fiu al Lui înainte ca eu să exist. Și cuvântul lui Dumnezeu mă numește prietena lui Hristos, mireasa lui Hristos, pe Hristos îl numește mire și că mirele s-a dus să-mi pregătească un loc și într-o zi va veni și mă va prezenta în fața cosmosului întreg ca mireasă, bine, nu mai pe mine, Lidia Șchiopu, ci pe toți cei care formează Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este numită metaforic în Scriptură mireasă. Bun, acum să analizăm lucrurile. Deci fără să fi făcut nimic, n-am niciun merit, să vină Fiul lui Dumnezeu și să-ți ofere o veșnicie cu El, să moștenești tot ce are El, să plătească pentru tine tot, să facă tot, să spună nu trebuie să faci nimic, doar să mă iubești. Atunci n-ar trebui să fiu în extaz? N-ar trebui să mă bucur? Sunt aleasa prințului cerurilor, nu? Sunt aleasa Fiului lui Dumnezeu să-i fiu mireasă. Păi ce alt motiv ar putea să mă bucure dacă nu unul ca ăsta, nu? Și faptul că mi-a promis că vine și se întoarce și apoi pe lângă asta ne-a făcut multe promisiuni. Faptul că va fi cu noi în vremea asta de așteptare, când trecem prin necazuri este cu noi, nu vom duce lipsă de nimic, El este biruința noastră. E toate lucrurile astea, nu? Sunt promisiuni vrednice de crezut și atunci n-ar trebui să mă bucur? Nu? Vorbește Petru adresându-se creștinilor din primul secol, cred că în primul capitol, și vorbește unor creștini persecutați de atunci, nu? Voi care vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Negrăită și strălucită. Ori în fața unei asemenea realități, a poziției mele în Hristos, a viitorului meu, a veșniciei cu El, dă voie să-ți spun că mă pot bucura. Și asta, spus cu alte cuvinte, ar veni că datorită bucuriei noi strălucim, suntem așa ca Moise când a venit de pe munte, încât n-au cum să nu remarce cei din jur că noi suntem bucuri. Da, aș completa la tine, doar ar trebui să strălucim, că așa cum zici, uneori ne bucurăm, dar dacă suntem sincere, încă mai avem de lucrat la asta. Ar trebui să strălucim. Și îmi doresc, adică, cum să zic, cu adevărat, așa, câteodată așa când mă gândesc, că nu le poți despărți toată roada Duhului, dragostea, bunătatea, răbdarea, bucuria, așa ar trebui să fie de prezente și de evidente, Rodica, în viața noastră, încât să producem șoc numai când trecem printre oameni. Adică să fim
Dacă se spune despre creștin că este o miriasmă de la viață spre viață. Exact. Acum, adică nouă... cum întorci capul când simți un parfum care te amețește. La parfum plăcut. Mă gândeam. Da, da. Că nouă care suntem femei și ne plac parfumurile, o apă de toaletă care e mai diluată, ține mai puțin, mai puțin și nu miroase așa de tare, dar o esență de parfum care e foarte scumpă, da. Și din ce spuneți, cam asta înțeleg că noi trebuie să fim cu o bucurie de esență care să o simtă toată lumea când... Da. Și când vezi, asta începe cu ca și pocăința, ca și tot procesul ăsta de pocăință, de maturitate, începe cu înnoirea minții. Deci, în primul rând, la nivelul minții, eu trebuie să înțeleg că ceea ce am spus, motivele, că am fost aleasă, că Hristos a murit pentru mine, a plătit pentru mine, m-a răscumpărat, m-a înfiat, m-a iertat. Toate lucrurile astea, dacă devin adevăruri reale în mine, valori, voi trăi pe baza lor și nu va fi greu. Adică tot timpul voi avea un punct de referință. De ce să mă bucur? Pentru că așa ar trebui să fim. Dar viața, așa cum zici, este realitatea pe care o trăim în fiecare zi. Și sunt atâția hoți ai bucuriei, pentru că diavolul nu-i place ca noi să jubilăm și vine cu foarte multe lucruri care să ne fure bucuria, să ne împiedice, să ne acopere bucuria, nu? Și atunci, care va fi resursa mea? Cum ies din situația aia sau cum fac față? Păi mereu, mereu întorcându-mă la motivul bucuriei și cântărindu-le. Și atunci, față de un asemenea motiv, celelalte sunt nimicuri, să zic așa. Pentru că totul este trecător. Și încă ceva ce aș vrea să sublinez aici, faptul că este revărsarea interiorului meu, care este plin de adevărul lui Dumnezeu și este împlinirea poruncii pe de altă parte, bucuria nu ar trebui să depindă de circumstanțe. Pentru că... Aici aș vrea să mergem un pic în cartea Filipeni, care se intitulează Epistola Bucuriei, așa am auzit-o eu numită pe la conferințe. Da. Și aș vrea să ne explicați un pic cum se numește ea Epistola Bucuriei. Într-adevăr, cuvântul bucurați-vă se tot repetă, dar totuși autorul este într-o situație de nedorit, adică în lanțuri. Care numai bucurie nu ți inspiră. Într-o situație grea. Da, da. Da, deci exact ce spuneam, bucuria nu depinde de circumstanțe. Bucuria, cred că din acest motiv Scriptura o prezintă ca o poruncă, pentru că în fața poruncii, orice imperativ al Scripturii este o poruncă care trebuie ascultat, trebuie împlinit. Deci nu depinde de ceea ce tu trăiești, de ceea ce alții îți fac, de circumstanțele în care ești. Și exemplu din a lui Pavel și a lui Sila, care sunt în închisoare, Pavel din închisoare scrie epistola, nu? Și dacă ne aducem aminte de episodul acela în care, după ce sunt bătuți, sunt puși în lanțuri, nu știu cum vor fi arătând lanțurile și butucii, cu picioarele în butuci, așa este sublinierea Bibliei, cu picioarele în butuci, cu spatele în răni, după ce au fost bătuți, sunt aruncați în celula dinăuntru, deci probabil una în mare siguranță, nu? Și te aștepta ca oamenii ăștia să-și plângă de milă, să înalțe rugăciuni către Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi, atinge-te, nu? Sau noi în situații nu chiar vezi, similare. Doamne, ce ni s-a întâmplat. Și... Sau să te pui, să te postezi în poziția de, ce, de așa, sau de ce, Doamne, sau în poziția de, eu știu, victimă sau pe de altă parte erou, nu? Sau am trimite bilete la învon, rugați-vă fraților că trec printr-o grea încercare. Ei nu fac nimic din toate astea. Și fac ceva ce șochează. Cântă. Și nu orice cântări, nu? Cântă cântări de laudă. Ei, acum, toți stau și-mi imaginez cum or fi cântat cu picioarele în butuci, cu rănile deschise pe spate, în așa mod încât, spune Scriptura, zidurile s-au mișcat, lanțurile au sărit și ei au fost lăsați liberi, liberi de legătura lanțurilor, nu? N-au plecat pentru că au fost oameni integri și au stat acolo. Și, mă rog, a avut loc o mare trezire în casa temnicerului.
Ce a adus biruința aceea? Cântările lor de laudă. Adică Dumnezeu a fost onorat prin niște copii ai lui în suferință, care au știut în ce fel de Dumnezeu se încred. Și atunci ei au avut siguranța că sunt în voia lui Dumnezeu, dacă ne întoarcem la definiție și la ceea ce trăia Iisus. Cred că asta era sursa bucuriei lor. Faptul că au fost în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, și dacă sunt acolo, înseamnă că episodul ăsta face parte din acest ansamblu puzzle pe care ei nu-l înțeleg atunci, că nu puteau să înțeleagă chiar de ce. Dar s-au încrezut orbește în Dumnezeu și a spus, sigur, este o piesă de puzzle în această privire de ansamblu pe care noi n-o percepem acum. Și atunci lăudau pe Dumnezeu. Și îmi place că cineva spunea, cântarea de laudă este scurtătura care te duce la Dumnezeu. Și un alt pasaj spune, Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Deci iată că ei știau lucrul ăsta și atunci au lăudat pe Dumnezeu, cântau cântările astea de glorificare a lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost acolo prezent. Este o bună lecție și o bună motivare pentru noi să lăudăm pe Dumnezeu atunci când este foarte greu. Dumnezeu își onorează numele și prezența în asemenea situații. Deci pentru ei n-au contat circumstanțele. Au ales, ca să zic că bucuria este o alegere. Au ales, au decis să cânte și să-L onoreze pe Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm un pic în Biblie, dacă mă ajutați un pic. În cartea Filipeni găsim același lucru, când Pavel se exprimă așa de clar prin faptul că este nemulțumit, atrage atenția că unii propovăduiesc pe Hristos din slavă de șartă, din duh de ceartă, din pismă, sunt și din bunăvoință. Și adaugă mai mult necaz la lanțurile mele, citesc așa pe sărite, dar el zice, ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit, eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Deci vede partea plină a paharului și poate de multe ori în familiile noastre, în biserică, lucrurile nu merg bine sau merg bine doar de formă sau ne lovim de oameni care își caută interesul personal și totuși să nu ne oprim să ne bucurăm. Pentru că aceia care își caută interesul personal sau aceia care propovăduiesc pe Hristos din alte motive, își vor lua răsplata. Ei răspund în fața lui Dumnezeu pentru atitudinea cu care fac lucrurile. Și ceea ce ei fac, n-au cum și n-ar trebui să-mi blocheze mie bucuria. Nu? Eu răspund de ceea ce trăiesc eu, de ceea ce gândesc eu, de ceea ce fac eu. Da? Și de aceea Pavel spune, s-ar putea ca atitudinea lor să nu fie corectă. Evanghelia este vestită și ei vor da socoteală într-un fel pentru modul în care au făcut-o. Este răspundere individuală. Da, și Dumnezeu va trage el concluziile. Numai noi de multe ori, asta este un cum să zic, o piedică subtilă a bucuriei, nu? Ne uităm și atunci foarte bine, cădem în primul rând în ispita de a judeca, pentru că îi judecăm, le punem etichete. Și atunci când, și asta vine dintr-un spirit critic pe care îl cultivăm și toate se înlănțuie și până la urmă toate lucrurile astea sunt păcat, critica, judecata, clevetirea, bârfa, etichetarea, toate astea sunt păcat în ochii lui Dumnezeu și păcatul ne desparte de Dumnezeu. Și făcând ale acestea ne pierdem și bucuria. Categoric. Dacă ați pomenit de hoții bucuriei și de piedici în calea bucuriei, aș vrea să detaliem și mai mult, ca să putem să punem niște... Să ne gândim la câteva piedici ale bucuriei. Niște măsuri împotriva lor, dacă le cunoaștem mai bine. Da, deci pot să fie multe situații și multe lucruri care să ne fure bucuria, să ne blocheze bucuria, dar din nou... Tot timpul va trebui să facem o alegere. Bucuria este o alegere. Aleg să mă uit la circumstanțe și să mă las copleșită sau aleg să
cred și să împlinesc din dragoste porunca Scripturii și să îmi găsesc motivele reale ale bucuriei. Sunt multe piedici ale bucuriei, nu? Dacă ne gândim la, eu știu, cu ce ne întâlnim în fiecare zi, îngrijorările care vin dintr-o lipsă financiară, dintr-o stare de boală a cuiva drag, îngrijorare pentru ziua de mâine, îngrijorare, nu? Deci îngrijorările produse de atâtea și atâtea realități pe care le trăim, da? Blochează bucuria. Îngrijorări vis-a-vis de lucruri imaginare. Că... Oh, da, da. Ne îngrijorăm pentru ceea ce niciodată nu se va întâmpla. Nu? Trăim drobul uneori de sare. Ca și în povestea, da, lui Breangă, da. Da. Și nu poți, deci nu poți să te bucuri cu o inimă îngrijorată. Din nou, îngrijorarea este păcat, nu? De aceea spune, aduceți înaintea lui Dumnezeu rugăciunile voastre și nu vă îngrijorați de orice lucru, de nimic, și aduceți rugăciunile voastre cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și ca o consecință a acestei alegeri de a pune îngrijorările la cruce, pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Deci, cu alte cuvinte, după ce eu aleg să-mi depun îngrijorările înaintea Domnului și să renunț la ele, voi fi umplută de pacea lui Dumnezeu care merge mână în mână cu bucuria și cu toate celelalte. Deci ar fi îngrijorările de lucrurile pe care le întâmpinăm, îngrijorări pentru lucruri pe imaginare. Poate să fie o stare de boală, poate să fie o pierdere a cuiva, nu? Pierderea cuiva drag, pierderea bunurilor materiale, eu știu prin ce situație treci. Multe lucruri pot să vină și să blocheze bucuria, dar în toate astea important este sau ce Dumnezeu ar aștepta când se uită la noi, este ce alegi să faci. Îmi vine acum în minte și poate că e un exemplu, faptul că e și femeie și contemporană cu noi. Câteva luni în urmă, deschizând televizorul, am văzut pe Alfa Omega emisiunea lui John Erickson Tada. Probabil că o știi și multe dintre prietenele noastre o știu. Ce a fost așa mai surprinzător pentru mine acum, am realizat că ea s-a născut în același an în care m-am născut eu. Deci am citit cartea ei când eram tânără, nu? Dar nu am băgat de seamă lucrul ăsta. Ei, fata asta a avut accidentul ăla la 18 ani, când și-a fracturat gâtul și a rămas paralizată de la gât în jos și a petrecut aproape 50 de ani într-un cărucior cu rotile, depinzând de cele mai elementare lucruri de cineva. Deci nu putea să-și folosească mâinile, picioarele, pentru cele mai intime nevoi avea nevoie de ajutor. Și sigur a căutat pe Domnul, s-a rugat pentru vindecare, până la urmă a acceptat starea lui Dumnezeu, acum are o misiune la nivel mondial și este cea care încurajează. Și acum face emisiuni de televiziune în care cheamă persoane similare care trec prin drame, prin dificultăți, și scopul emisiunilor ei este să întrebe și să încurajeze pe alții, întrebându-i pe acești oameni care trec prin dificultăți cum au rezistat și cum au depășit dramele respective cu bucurie. Deci m-a atras elementul acesta, bucurie, pentru că nu te aștepta ca o asemenea persoană să vorbească de bucurie și ea proclamă sușitare, bucuria este o alegere, nu depinde de circumstanțe și se prezintă ca o persoană care se bucură în Domnul. Ei, în fața unui asemenea exemplu, îți cade aproape toate motivele tale de îngrijorare minoră, de faptul că eu știu, s-a întâmplat, nu? Și sigur că citind, mi-aduc aminte în tinerețe când am citit cartea, am zis, Doamne, dar de ce nu vindeci să-ți faci numele de slavă? Acum, uitându-mă la ce face ea și la pe cât se încurajează, mă gândesc că Dumnezeu își scoate slava din mărturia unei asemenea femei. Nu? Și chiar atunci intervieva pe o altă doamnă care a îngrijit pe soțul ei în cărucior timp de 30 de ani. Și John a întrebat-o, cum ai trăit cu bucurie? Și cum ai trăit bucuria dincolo de ușile închise când nu te vedea nimeni? Pentru că uneori poți să încerci să pui o mască. Și femeia aia spunea, în fiecare dimineață mă gândeam ce pot să-i fac soțului meu altceva decât ieri ca să se bucure, să-i pun un zâmbet pe față. Deci, din nou,
o alegere continuă, o dedicare în această alegere și de a trăi consecvent. Și concluzia este că nu depinde de circumstanțe și că nu avem scuze atunci când nu ne bucurăm. Din exemplu care l-ați zis, multe vreau să vă întreb, dar okay. Mi-ați ridicat ceva la fileu. În fiecare dimineață dorea să-i pună soțului ei un zâmbet pe față. Soțul, și să-i facă un lucru nou. Să-i facă o bucurie. Și asta era bucuria 30 ei. 30 de ani, Rodica, 30 de ani. Atunci, cred că nu la întâmplare, ordinea roadelor Duhului Sfânt este așa dragostea, bucuria, pacea. Pentru că nu poți să ai o astfel de bucurie dacă nu-l iubești pe cel pe care, cu adevărat, pe cel pe care uite, vrei să-l faci citat, să se bucure. Chiar răspunsul acelei doamne pe care o chema Iulia, numai numele mic. Când faci zilnic aceleași lucruri, e greu să-ți păstrezi bucuria. Aceleași lucruri rutină, da. De rutină, timp de 30. Dar nu am vrut să renunț. Deci, din nou o alegere. Dacă te lași, îți pierzi bucuria. Așa că, uneori dimineața ziceam, Doamne, simt că n-am destulă putere pentru astăzi. Vino Tu și ridică-mă și ajută-mă să reușesc încă o zi. Și atunci simțeam puterea Lui, prezența Lui și bucuria Lui. El îmi era bucuria. Chiar dacă făceam pași mărunți, nu renunțam și așa am devenit complet dependentă de Domnul. Deci, în starea aceea, și acum, sigur că dacă am stat puțin și să ne imaginăm ce înseamnă să îți îngrijești soțul timp de 30 de ani în cărucior și bine, povestea e mai detaliată și ei au făcut foarte multe lucruri. Și ajungi la starea la care spui, El îmi este bucuria. Și din bucuria pe care El mi-o dă, care El e bucuria, sursa bucuriei mele, vreau să pun în fiecare zi pe fața soțului meu un zâmbet. Și atunci nu ia să au o slujbă nobilă, demnă de o fiică împărăției lui Dumnezeu și nu este o provocare pentru cei care o cunosc și care se mișcă în jurul ei? Și iată cum cel care este sursa bucuriei, Dumnezeu, îi dă și inspirație și creativitate. Și da. Aici putem fi foarte practice pentru copiii noștri, pentru nepoți, cine are. Poate deveni o monotonie și am întâlnit mămici care mi-au spus, știi, eu numai aceleași lucruri le fac, abia că mai îmi rămâne timp să citesc în Biblie. Dar uitându-ne la exemplul Iuliei pe care ați citat-o, cred că putem fi foarte creative și să ne bucurăm de o surpriză, o mică bucurie, o formă nouă de manifestare a dragostei care le arătăm copilului, soțului și asta să ne ducă la un nivel mai înalt al bucuriei personale. Și ca femei, acum noi știm asta deja, că avem acest potențial în noi de a influența și de a crea atmosfera din căminul nostru, ca, mă rog, femei în casă, soție, mamă. Deci dacă femeia din casă, respectiv soția, mama, este bucuroasă, toată casa e bine dispusă. Când eu eram supărată sau ce, toată casa parcă fără motiv, numai pentru că noi creăm, Dumnezeu a pus acest potențial în noi și atunci parcă îmi vine să spun și să mă provoc pe mine și pe toate prietenele mele, haideți fetelor că noi putem schimba, putem fi agent al schimbării începând din casa mea, cu o atmosferă de bucurie, de optimism, de bunăstare. Îmi place lucrul acesta, să subliniem că suntem responsabile cu atmosfera din casă și sunt niște lucruri în Biblie care le-am folosit ca și argumente. În vremurile străvechi, femeile mergeau după apă. Căldură mare, dimineața, seara, femeile aduceau apă. Și mă gândesc la rezervorul emoțional al copiilor, al soților noștri. Mm-hmm. Noi trebuie să aducem acea apă proaspătă în fiecare mm-hmm. zi. Nu știu în ce constă, în vorbele bune, în mâncărurile preferate. În cuvinte de încurajare, în cuvinte de apreciere, în cuvinte de laudă, de în ajutorul la ai coase da. Un asture, da. Unii mai gospodare, da. Alții da. Mai puțin. Ai binecuvânta și noi trebuie să aducem această apă și suntem foarte responsabile și ne sunt recunoscători adesea, poate nu întotdeauna, dar eu am văzut și în familia mea și în alte familii cum soții subliniază, măi, ia-i motorul, ia dă tonul și să nu dăm tonul cum nu-i bine, că va suferi toată familia.
Mă gândeam la încă doi, mai avem câteva minute, încă doi hoți ai bucurie care mi-au venit mie în minte. Nemulțumirea și neiertarea. Wow. Dacă ați vrea să-i atingem un pic. Da. Și din nou, și nemulțumirea și neiertarea sunt păcate în ochii lui Dumnezeu dacă le punem pe lista, pe lista păcatelor. Deci Dumnezeu dorește să fim mulțumiți, mulțumitoare. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Fiți mulțumiți pentru toate lucrurile. Mulțumiți pentru toate lucrurile. Din nou, de acolo trebuie să pornim. Starea normală, starea de fapt pe care Dumnezeu o dorește pentru noi, să fim mulțumiți, să fim bucuroși, să fim plini de bunătate, de răbdare și așa. În momentul în care o valoare din aceasta, un lucru care este standardul lui Dumnezeu, este răsturnat, este încălcat, ceva pierde, ceva este afectat. Și bucuria este, într-un fel, dependentă de această stare, nu? Și nemulțumirea categoric este cea care frânge bucuria, nu? Și ne întoarcem din nou la alegere. Aleg să ascult de cuvântul lui Dumnezeu și, sigur, ca fi nemulțumit, ar putea fi un subiect pentru o emisiune pentru întreagă, altă, de câte da, alte lucruri. Dar mai bine să avem subiectul mulțumirea. Da, și să avem mulțumirea ca să, da. Deci nemulțumirea, neiertarea, ce să mai zic, neiertarea este cea care naște vlăstar de amărăciune în inimă și categoric blochează bucuria și trebuie să ne rezolvăm problema, trebuie să iertăm, să ne cerem iertare. Deci, fără rezolvarea acestor lucruri care pun un zid de despărțire între noi, nu avem cum, n-are cum roada Duhului să curgă. Deci, păcatul, și cred că am putea enumera sub toate formele lui, păcatul sub toate formele lui, și apoi este firea noastră, adică ce atârnă de noi. Cred că aș sublinia faptul că începe cu o evaluare a mea, să recunosc sau să-mi dau seama că am nevoie de ceva mai mult sau am nevoie de schimbare. Fără să înțeleg că am nevoie de schimbare, nu o să mă schimb. După ce înțeleg nevoia, îmi pun în minte lucrul ăsta, nu? Din nou revin la înnoirea minții, înțeleg că Dumnezeu vrea să trăiesc o stare de bucurie și atunci am oi să văd cum ajung acolo. Înlătur piedicile, confrunt hoții și fac ceva lucruri practice. Pe mine ce m-a ajutat foarte mult și cred, deci din toată inima cred că ne ajută în a ne întreține starea de bucurie, este această cultivare a bucuriei, i-am zis eu, pur și simplu să încep să proclam cu gura, să rostesc sau să încep să exersez. Cumva să cânt. Și când, repet, când eu am înțeles că cântarea de laudă mă duce pe scurtător în prezența lui Dumnezeu și că aduce biruință, nu? Ca să nu mai vorbim, că am putea vorbi mult de cântarea de laudă, cum poporul Israel au înconjurat cetatea cântând, nu? Deci s-ar putea vorbi multe, multe și da multe exemple. Deci eu am început să cânt, Rodica, și am cântat, cântam tot timpul, așa? Și dacă încep să cânți, chiar dacă nu sunt o cântăreață și n-am o voce, eu știu, dar între mine și Domnul și cânt, dacă încep să cânți, devine un stil de viață, cum să zic. Și la un moment dat, așa de mult cântau sau așa de frecventă era cântarea în viața mea, încât într-un conflict cu Dorel, știi, înainte de a se, eu știu, escalada conflictul. Dar și dumneavoastră aveți conflict. Și eu, dacă vrei, odată vorbim despre conflicte. Și Dorel s-a oprit la un moment dat și a avut o așa o sclipire, știi, că dacă merge mai departe, oricum se detonează așa. Se uită la mine și îmi spune: ce-ar fi să începe o cântare? Acum, sigur că îți vine să râzi, pentru că să fii furios, că nu e conflict fără să fii furios, și să începi să cânți, astea două nu sunt compatibile, nu? Ei, dar în momentul ăla faci o alegere. E sigur că din nou îți vine să râzi, dar dacă atunci decizi să începi să cânți, furia se topește pur și simplu, mânia se duce și o biruință ai câștigat, ai salvat conflictul. Deci cântarea
mai ales noi, nouă femeilor care ne numim creștine și avem atât de repertoriu de cântări, de laudă, ar trebui să ne fie indispensabilă. Și viața noastră ar fi mult mai plină de bucurie, pentru că ne-o cultivăm, nu? Sau să recităm psalmi, sau să, oricum, să o împărtășim, nu? Mi-aduc aminte odată fratele Țon povestea. Să o exprimăm, să o transmitem. Să o exprimăm. Și aici vreau să fac o observație. A te bucura și a-ți exprima bucuria nu ține de temperament, știi? Cum ziceai tu că, nu, mă vezi pe mine așa. Eu sunt o extrovertită, dar nici cei care sunt introvertiți n-au nicio scuză, pentru că Biblia poruncește tuturor să se bucure. Cântați Domnului o cântare nouă, poruncește tuturor, strigați de bucurie tuturor. Nu, n-am găsit să facă selecția acum, acolo. Acum, unii ori striga mai tare, alții mai încet. Mai încet, dar... unii ori zâmbi mai tare, alții nu, dar poruncile de a lăuda pe Domnul, strigați de bucurie, cântați o cântare, intrați cu laude pe, în curțile Lui. Toate lucrurile astea sunt imperative până la urmă și se adresează tuturor, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Cântarea de laudă stă bine în gura celor neprihăniți, nu în celor cu un anume temperament. Deci, cei care se scuză au o scuză ieftină, că nu se exprimă, că așa e felul lor. Nu! Că-s mai smeriți. N-are nimic nici cu smerenia, nici cu seriozitatea, nici cu spiritualitatea, ce mai degrabă ar trebui să-și evalueze inima și starea inimii, pentru că bucuria trebuie să se vadă în viața unui creștin, punct. Eu așa cred. Nu poți să... Spunea cineva, dar nu mai știu cine, a spune că ești creștin și să nu trăiești bucurie, să nu ai o... să transmiți bucurie înseamnă ateism, de fapt. Nu ești. Adică ignorarea, negarea lui Dumnezeu în viața ta. Deci, să începi să cânți, să începi să reciți psalmi cu voce tare și să începi să râzi. Să facem terapia râsului. Când eu m-am convertit atunci, în mintea mea aveam, n-am să mai râd, pentru că cumva ți s-o transmis starea aceea a omului evlavios care nu râde, da? Dar eu am găsit câteva beneficii ale râsului, am fost de-a dreptul surprinsă, n-am știut. Am știut că este bun pentru sănătate, că te simți bine după ce faci o terapie de râs, dar nu am știut că influențează și relațiile de cuplu. Tu ai știut? Poate nu așa de mult cât vreți dumneavoastră să ne transmiteți. Zice, cuplurile în care se râde la unison timp de 10 minute pe zi sunt mult mai stabile. Frecvența certurilor este de două ori mai redusă, iar rata divorțurilor este cu până la 4 ori mai mică decât la cuplurile unde se râde o dată pe săptămână sau mai rar. Copiii din familiile în care râsul este o prezență zilnică se dezvoltă mental și afectiv mai repede, au rezultate școlare mai bune și o mai mare încredere în ei decât cei din familiile serioase. Asta e cea mai bună concluzie. Și când mi-am pregătit mesajul ăsta pentru câteva luni de zile în urmă și am găsit citatul ăsta, am zis la Dorel, puiul meu, trebuie să ne găsim motive să râdem la unison, că noi râdem, dar eu râd cu femeile și el râde în alte cercuri. Să râdem la unison 10 minute pe zi. Nu? E simplu, nu costă mult și face bine, face bine, ne întărește sănătate și pentru trup și pentru suflet. Da. Și cred că are un rol în lupta spirituală, ca să încheiem tot așa cu Scriptura. Nu la întâmplare, zidurile Ierihonului au căzut în timpul cântărilor de laudă, care cu siguranță erau pe un fond de bucurie. Și strigă-te! Da. Și îmi place foarte mult și mi-am repetat mult afirmația care îi aparține lui Ezra și Nemia, care au spus poporului, bucuria în Domnul va fi tăria noastră. Da. Bucuria Domnului. Deci din nou venim la sursa bucuriei, adică originea bucuriei. El este bucuria și aceea va dăinui. Aceea este bucuria autentică. Nu mai... Nu ne-a mai rămas timpul, poate altă dată o să vorbim și despre bucurii care îl supără pe Dumnezeu, că sunt și din astea.
Da. Te bucur de rău altuia. Da, sau da. Râs de altul, inferiorizezi. Da. Cum fac adolescenții la școală, vine câte unul terminat, că au râs colegii de el. Deci nu de bucurii din e vorba, ci de bucurii care sunt în Domnul, așa cum ați spus. Mulțumim din suflet și... Mulțumesc și eu. Ca și răsplată, noi nu avem ce să vă răsplătim decât să vă urez, să vă crească Dumnezeu bucuria și Amin. Mai mult. Și mie și tuturor care ne-au ascultat, să fim femei bucuroase. Suntem mai frumoase când zâmbim, Rodica. Suntem mai frumoase când ne bucurăm, când râdem. Nu? Așa este. Dumnezeu Mulțumim. Să ne ajute. Așa să fie. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Ați urmărit o emisiune realizată împreună cu doamna Lidia Șchiopu, coordonatoare a Școlii Priscila și a lucrării cu femeilor din cadrul Fundației Educație Biblică prin Extensie România. Vă așteptăm săptămâna viitoare să urmăriți o nouă ediție, dar până atunci fiți binecuvântați și bucurați-vă! La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.